Într-un an, cândva într-o vară, nu știu unde, în ce sat, un ovrei mergând cu marfă, într-o curte a intrat și, cum intră el pe poartă cu bagajul în spinare, hop, îi sare dinainte un dulău urât și mare. Ce să fac acum? Se întreabă bietul Ițic supărat. Dacă strig să fie omul, până să fie mânhățat. Dacă plec pe poartă, iar aș pleca eu bucuros, dar dulăul ăsta are să mă apuce pe din dos. Măi grevei, zic, zău, ascultă, de când umplu eu pe jos, n-am văzut în toată lumea un cățel așa frumos. Mă mai duc la târg, eu lasă, ți-o aduce un covrig. Ce folos ai dacă latri, parcă ți iese vreun câștig? Mai Grivei, tu ești cu minte, ce ai cu mine de împărțit? Am venit la Badea Gheorghe, ei și ce dacă am venit? N-am să stau în ala dânsul, plec îndată la am. Dar dulăul se repede și mai tare. Am, am, am! Stai pe loc! Ai vei, mi-e frică! Ce păcat că n-am o pușcă! Badea Gheorghe, Badea Gheorghe! Ieși afară că mă mușcă! Badea Gheorghe iese în ușă, dă cu o piatră după câine și apoi spune: Nu te temi, ține-ți inima jupânii. Nu știi vorba românească de la moș strămoș lăsată, că un câine care latră nu te mușcă niciodată? Știu proverbul, știu prea bine că l-avem și la ovăi. Întrebarea este însă dacă-l știe și Grivei.